Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi avem un clipuleț ceva mai deosebit din ceea ce făceam până acum, adică nu vă voi arăta niciun produs, dar am hotărât să vă arăt lista mea de dorințe parfumate pentru 2023. Aici am scris atât parfumul în care vreau să-l cumpăr și denumirea lui cât doar brandul și nu știu precis care parfum de la acest brand îl voi cumpăra. Da, s-au primit cam multe dorințe, 32 de dorințe, cum s-ar spune, am, dar dacă voi cumpăra jumătate din această listă, de acum va fi destul de ok, desigur că mă voi simți eu fericită. Și să începem, pe primul loc am pus că vreau un parfumel de la Calvin Klein. De mult timp îmi doresc parfumul Calvin Klein Into Hair, dar vom vedea pe care îl voi cumpăra de la ei. Un alt parfumel pe care îl vreau este de la Moschino Fanny. La fel de mult timp tot îl vedeam în, pe site-urile care e cu parfumuri. Aici sunt în mare majoritate parfumuri care au fost lăudate și apreciate pe YouTube, care am văzut la multe fete pe care le urmăresc, de asta și le-am pus și eu în lista mea. Următorul este ceruti 1881, pe ăsta l-am văzut lăudat și pe el și desigur, de mult timp îl vroiam să-l am. Am scris că Jimmy Choo, dar nu știu care parfumul îl voi cumpăra, dar unul de la el, desigur, că aș vrea să-l am în colecție. Următoare, următorul este Zadig Voltaire This Is Hair. Ăsta parfumul îl doresc. L-am văzut foarte lăudat și de Mihaela Vâlcu și mai sunt fete care au spus că este un parfum foarte, foarte frumos, de asta și l-am scris pe el pe listă. Un alt parfum, adică din această serie de la Elizabeth Arden, Green Tea, aș vrea mai multe, dar voi vedea cu care voi începe. La fel de mult timp mă uitam la apele de parfum de la Elizabeth Arden și am văzut că sunt multe fructate și de asta și vreau. Următorul este Roberto Cavalli, nu știu care parfum îl voi achiziționa și de la el. Un altul este cel de la Burberry. Dacă nu mă greșesc, am văzut lăudat parfumul de la Burberry Hair, cel cu zmeură, ceva bombonicios, dulce, cu frișcă. L-aș vrea pe el, dar nu știu care voi avea finanțele ca să-l cumpăr. Un alt uh, parfum ar fi cel de la Lanvin, voi vedea și aici care va merge în colecția mea. La numărul 10 avem o Aqualina Pink Sugar, la pesta sigur că a să-l achiziționez, fiindcă și pe el l-am văzut destul de lăudat și la fel la Mihaela Vâlcul l-am văzut călare și spune că este un parfum dulce ceea ce mie îmi plac foarte mult ca și Davidov Cool Water Woman este un parfum pentru vară, un parfum acvatic și vreau și astfel de parfum în colecția mea un alt brand ar fi Escada nu știu care parfumel, dar aș vrea și de la acest brand. De la Ceopard vreau și cașmir, dar mai sunt câteva parfumele în formă de cristal, ceva. Și aș vrea și pe ele din unul dintre ele. După cum v-am spus, din astea, de exemplu, care nu am scris parfumul în fix, Pink Sugar Cool Water, unde am scris doar brandul Escada, posibil să fie unul, posibil să fie două. Ca la Elizabeth Arden, chiar aș vrea să am mai multe parfumuri din acest brand și nu știu câte vor fi. După ce par avem Kenzo, Kenzo Flower, vreau foarte mult să-l am în colecția mea. Dar uh, voi vedea Am văzut și de la Armand Bassi uh, Dacă nu mă greșesc, Armand Bassi în red Sunt ceva parfumele pe make-up uh, Și sunt în mai multe variante aș vrea, să încerc. Uh, aș vrea să încerc și un parfum de la Lalique uh, Chloe, Chloe Nomad sau Chloe Chloe Nu știu care vom vedea de la Hugo Boss, tot am văzut ceva parfumele care m-au interesat. Sunt și câteva parfumuri de vedetă, dintre care este Antonio Banderas Blue Seduction, dar am mai văzut câteva parfumuri care tot mi-au atras atenția după... Mi-au atras atenția asta, am în vedere că după notele care le conține, după aromă, aș dori și din uh, parfumurile de sigur orientale, ajmala Aristoc aristocrat for hair, pe ăsta tot l-am văzut um, la cineva lăudat și a spus că e foarte, un parfum foarte plăcut. De la Salvatore Ferragamo, la fel aș vrea un um, parfumel de la Marc Jacobs Daisy, dar încă voi vedea dacă voi opta pentru acest parfum. De la Salvador Dali aș vrea un parfumel Gloria Vanderbilt. La fel am văzut foarte multe variante și la Gloria Vanderbilt. La Narciso Rodriguez la fel am văzut este un pic mai scumpicel, adică prețul este mai ridicat, dar la sigur că unul dintre ele sau cel alb sau cel negru, roz, nu știu dacă mai sunt ceva variante, eu doar aceste trei variante le-am văzut. La Narciso Rodriguez, dar vreau unul din ele. De la Renaissance am văzut Paciuli și aș vrea să văd cum este acest miros. Ca parfum de vedetă aș mai vrea și unul de la Jennifer Lopez, Britney Spears. Nu am scris aici, dar aș vrea să probez ceva de la Sara Jessica Parker. Pe cine am mai văzut eu, Katy Perry Indivisible, îl am și nu aș spune că este un parfum atât de preferat, dar îl voi folosi. Desigur că vreau un parfum și de la Armaf, Lolita Lempica la 30. Următorul este un parfumel de la Carl Lagerfeld și la 32 am pus de la Trusart, Trusart de Donna sau voi vedea care. Știu că este o lista cam măricică și desigur că este și o investiție măricică, dar pe parcursul a unui an cred că nu va fi atât de, de mult. Voi vedea cum mă voi organiza ca să, macar lunar, să-mi iau unul sau două parfumuri din... Acest, această listă. Cei ce n-am introdus eu aici sunt parfumurile de la Avon și cele de la Oriflame. Dacă vor apărea pe parcurs ceva noutăți deci și eu voi vrea să le am în colecția mea, le voi cumpăra, dar pe ele nu le-am introdus în această listă, fiindcă ele nu sunt parfumurile care sunt pe lista mea de dorințe, ele sunt parfumuri care aș zice că poți să le cumperi pentru zi de zi, care pot să le schimb ușor în colecție. Astea pe care le-am scris eu în lista de dorințe sunt parfumuri pe care aș vrea să le am în colecție, nu într-atât de mult să le folosesc, să știu că sunt, le am. Asta este la moment una dintre pasiunile mele. De acum produsele de machiaj, de make-up trec pe locul 2, pe locul 1, după cum puteți vedea, am început să optez pentru arome, pentru ce ce îmi face o stare de bine, ce ce caut eu să găsesc în, în părțile în care mă întorc, adică printre oamenii care îi întâlnesc arome, arome noi care să deschid orizonturi noi, care să probez multe alte parfumuri, ce ce de desigur nu am probat. Și cam asta este lista mea. Vreau chiar să-mi scrieți în comentarii cum vă pare și dacă aveți vreun parfumel din brandurile sau chiar din ceea ce am menționat eu, să-mi scrieți în comentarii și să-mi spuneți dacă vă plac, dacă nu și care se merită mai mult ca să fie procurat. Vă aștept în continuare pe canalul meu și desigur vă doresc tot ce este mai bun.